Mă la serialul meu preferat. Andrew Rec. Hei! Eu salutare rege și bine să trec la un nou video rec. În acest moment putem să discutăm despre o chestie care, sincer, e o problemă în zilele noastre, faptul că banii au început să înrobească de o grămadă de timp în fața pasiunii. Haideți să nu devenim un subiect și să discutăm în general numai și numai despre YouTube. Faptul că în zilele noastre YouTube-ul nu prea se mai face numai și numai din plăcere, știu, nu vreau să zic asta în general, pentru că nu vreau să pară o persoană ipocrită. Na, de când am început să câștigăm bani din YouTube, cam ăsta e adevărul. Îmi pare rău dacă spun ceva rău sau nu. Știu că YouTuber sunt nesemnificative, adică, na, cine naiba să ia în serios un YouTuber anonim care, gen, spune doar baza conii? Ei bine, oameni buni, în acest context vreau și eu să spun că și noi avem dreptul la opinie. E un drept al nostru din Constituție. Politicile astea democrate. Dar hai să nu trec pe politică, că nu e cazul. La ora actuală, youtuberii mai mici care sunt nesemnificativi simt că pagă mai multă pasiune decât cei mari. Mă rog, până când și aceștia vor începe să câștige ceva din YouTube. Hai să vă spun ceva, un sfat mic. Să nu lăsați niciodată veniturile să vă acapareze mințile. Pentru că, da, știu, ai nevoie de bani. Dar hai, frate, să fim serioși. Banii ăștia, tu știi cât de greu i-ai făcut. Acum că ai, nu mai faci nimic, măcar continuă și pe ceva cu banii ăștia. Reinvestește. Păi bine, folosești și tu, că ai și tu nevoie de bani. Toată lumea are nevoie de bani. Nu părea să pare ipocrit. Dar din părerea mea, banii nu pot să primeze față de pasiune. Pasiunea este mult mai mare decât puterea banului. Nu lăsați banii să vă înrobească mințile. Oricum, pasiunea, în general, când există, poate să primeze în fața mai multor lucruri. Uneori chiar mai mult decât trebuie, dar asta e altă chestie. Acesta este doar un sfat. Nu trebuie să luați ca atare cine vrea o face, cine nu, bine. Este decizia fiecăruia ce face cu viața și ceea ce vrea să facă și dacă vor să facă bani și să consume bani la greu, treaba lor. Mult succes! Și cei care vor să facă din pasiune, un succes mai mult. Pentru că cei care fac din pasiune, crezi-mă că vor ajunge cel mai bine într-o bună zi. Asta e un sfat pe care vi-l dau tuturor și niciodată să nu-l uitați. Pasiunea întotdeauna, întotdeauna te va duce unde vrei tu. Știu că există clipuri în zilele noastre scurte care fac mai multe vizionări decât clipuri muncite zi de zi, dar asta e altă chestie. Există și variante de clipuri lungi care fac mai mult decât shorturile. Asta e tare. Dar vă spun simplu, munciți pentru ceea ce vreți să faceți pe viitor, pentru că o să vă folosească și o să vă ducă pe cele mai mari culmi. Cam atât aș, cu atâtea sfaturi. Acum este timpul să decideți voi, faceți ce vreți și dacă vreți să mă ascultați bine, dacă nu, asta e frate. Mult succes! Hai că vă las și eu mă întorc înapoi la treabă, am să fac câteva episoade pentru zilele ce vor urma. Nu contează cât o voi sta, dar important e că o să muncesc la ele ca să vă plac. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să esențiale și ca de obicei vă zic numai bine, servus regilor. Vă pup, salut și aveți grijă de voi. Nu lăsați bani să vă înrobească.